Zeci de turiști, dar și localnici care ieșeau din țară prin vama de la porțile de Fier 2 s-au plâns de starea jalnică a drumului județean. Nu era drum, aici nu era, era un drum de pământ aici. Nu era clasificat, e un drum de care vor beneficia și colegii mei de la Hidroelectrica, cât foarte mulți din zona asta care vin, scurtează cu 15 km. Pe o porțiune de câțiva kilometri, șoferii trebuiau să dea teste de îndemânare pentru ocolirea gropilor, dar și pentru testarea nervilor. Calvar era și pentru cei care lucrează în colonie și făceau zilnic acest traseu. Acestui coșmar se va pune capăt în câteva zile, căci de la bugetul Consiliului Județean s-au alocat banii necesari asfaltării. Cum era drumul înainte? Foarte brusc, foarte brusc. Ocoleați? Păi și ocoleam câteodată și o luam pe drumul ăsta, că lucrez de 35 ani în colonie. Și... E bine că s-a făcut. Acum e bine că s-a făcut. E foarte bine, mulțumim celor care s-au ocupat de această măsură. Da, e foarte bine. Cum era drumul înainte? Foarte rău. Rău și foarte rău, în special după ploi. Era numai opul, numai noi știm că eu circul pe aici în continuu. Păi, aveți, mergeți... Lucrează băiatul acela. Și vin, îl aduc, îl iau. V-ați bucurat când ați văzut că a început lucrarea? Cred că mai mult ca oricare. De când s-a deschis punctul de trecere a frontierei de la porțile de Fier 2, traficul rutier pe acest tronson de drum a crescut semnificativ, ținând cont și de faptul că s-a reabilitat drumul județean 606, care face legătura cu județul Dolj prin Vânjul Mare și Bălăcița. Foarte multe autoturisme vin din celelalte județe, traversează județul nostru și când ajung să treacă punctul de trecere a frontierei de aici, își arată nemulțumirea pentru că aveau 2,3 km de drum neasfaltat. Noi am înțeles acum 2 ani de zile importanța reabilitării acestui sau modernizării acestui drum. Fiind un drum cu totul și cu totul nou, care n-a mai existat, nici n-a fost clasificat pe drum, aici era practic un drum de care, considerăm că terasamentele sunt foarte importante și dacă drumul are o fundație corespunzătoare și constatăm că are, atunci sigur că reparațiile vor fi aproape inexistente în următorii 10 ani. De asfaltarea tronsonului de drum profită acum și primăriile din zona, ai căror edil susțin că pe fonduri proprii nu ar fi avut niciodată posibilitatea să asfalteze. Era un drum de tarla, un drum de pământ, care era drumul cel mai scurt de lega Balta Verde și drumul național de vama Porțile de Fier 2. Am făcut demersurile necesare cu sprijinul președintelui Consiliului Județean, l-am clasificat și acum e faza finală, s-a pus asfalt. De ani de zile de când s-a deschis micul trafic la porțile de Fier 2, toată lumea mă întreba, nu știa al cui e drumul. I-am zis, domnule, e drumul lui Gogoșu, nu aparține de Gurea, nu e al meu, dar primarul de la Gogoșu a făcut toate demersurile ca să-l asfalteze. Și mă bucur din suflet că a ajuns în starea care este și atât eu cât și locuitorii comunei Gurea, nu pot să spun sârbii de dincolo de Dunăre. Modernizarea tronsonului de drum care duce către vama Porțile de Fier face parte dintr-un proiect mai amplu care vizează promovarea turistică, dar și economică a județului.